Mamă, ce trafic! Dar mie îmi place Blănița asta, ești bufos! Ești bufos rău de tot! La căldură, să nu mai simți. Gata, să știi că o să te relaxezi și nu o să mai simți absolut nimic. Nu știu ce o să-ți facă fetele. De toate, de toate. Solar, unghii, epilare. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Hai de fine să te răsfezi că nu ai apucat de luni de zile să mă ajungi într-un salon, la un masaj. După ce mi-ai povestit aseară cum... La restaurant. La restaurant, cum se zice, toată celulita de pe coapte, de pe burtă. Am zis că trebuie să vin neapărat. Păi, bună! Hai să ne apucăm bună, de Claudia, treabă. Claudia, îmi pare bine. Bună, îmi pare bine. Hai să ne apucăm de treabă. Da, ne apucăm de treabă imediat. Am doar cureț? Doar cureț, da. Este rădăcina foarte groasă și de aceea simți ca și cum... Da. Nu de asta, dar e în Timișoara între cu mata mea care se ocupă cu exact, formă, stai liniștit că nu voi intra în formă. După o să-ți spune că... Nu. Stai liniștit că... Să nu mă cert. Nu. Mă ceartă pe mine. În primul rând trebuie să mă certe. Spune unde ai fost. Nu, iau ce a crescut. Uh-huh. Ei, fetelor, după cum știți, Armin e un tip tare dechisit, așa că e familiarizat cumva cu aceste proceduri, așa că a fost în elementul lui. Dom'le, imediat s-a întins el acolo, stătea să fie mângâiat, îi și place așa să fie în centrul atenției, să aibă lumea grijă de el, să-l bibilească, să-l pregătească. Bine, îți dai seama și la ce program ai tu, e destul de complicat cu masa, cu timpul, cu... Nu știu, și eu am zis că gata, nu mai mănânc pâine, nu mai mănânc una alta, dar nu, astăzi am ajuns să nu mai mănânc nimic, adică nu mănânc aia, nu mănânc aia. De crede-mă că eu n-am timp să mă duc nici măcar la salon să-mi fac o spălare pe cap sau să-mi închid părul. Nu am timp efectiv. Bine că ai învățat să le faci pe toate, să te machiezi, să te aranjezi. Am învățat să mă machiez singură, să-mi fac părul repede în 15 minute și de să meargă. Dar cine stă mai mult în fața oglinzii, tu sau Armin? Îți dai seama că eu tot timpul le zic la băieți, pentru voi e simplu, voi vă spălați pe cap, vă faceți o freză și gata, eu ați plecat. Eu când mă duc cu Ionuț în oraș, domnule, dacă nu stau două ore după el, nu știu ce își face, hai, are, da, de ce e așa de dichisit? Nu te cred. Nu, serios vorbesc. Și eu tot timpul le zic la băieții din formație, nu mă mai certați atâta că întârzi nu știu cât, pentru că eu am mai multe de făcut, trebuie să-mi pun genele, Hai să ne apucăm de treabă. Hai să ne apucăm. Hai să și Armin și Armin se răsfață, așa că trebuie să ne mă răsfăț. Am emoții, oare ce o face doamna? Oh, finule. Da, ce relaxare aici. Mi-a adus să mă relaxez. Am venit să te filmez, vreau să-i arăt Claudiei că ești pe mâini bune, că ești cu minte. Stătea, avea inima cât un purice, oare ce-o face Armin la masaj, ce-o face fata? Claudia, au crezut că sunt la alt masaj, nu? Știu. Dar vreau să te relaxezi, da. Să uiți de toate problemele, de tot. Acum ești într-o altă lume, după atâta evenimente. Totul este bine și frumos, evenimentele te așteaptă, oamenii te iubesc. Eu acum stau așa cu mintea și mă imaginez așa. Da. Foamele tale. Trebuie să mă duc într-o vacanță. Îți imaginezi acum când închizi ochii că ești în vacanță. Oh. Unde vrei să fii acum? Nu știu, tu unde zici să fii? Unde să mergem? Unde ți-ar place? Oricum după voi femeie, după tine, după Claudia, trebuie să... adică cu Ionuț degeaba, că degeaba vrem noi. Noi vrem acum și unde vrem noi. Așa și urechiușile se audă mai bine sunetul. Exact. Aici e punctul sensibil. Da. E foarte importantă. Sunt multe puncte de relaxare aici la ureche. Știți cum mă simt acum? Nu știu, vă dați seama. Te-am adus într-un loc, te-am spus unde să fii răsfățat, să simți tu că trăiești, că alegi dintr-o parte în alta, de la o nuntă la alta, de la un spectacol la altul. Gata. Am pe ce cheltuim bani. O oră să uiți de toate. Mulțumesc, așa. Te aștept la Timișoara să mă revanșez. A venit un negru la ea, nu știu ce. Ce-i face masaj, dar acum n-a.
am eu grijă să iasă tot cum trebuie. Ai viață! Un negru? Mamă, păi nu mă duc eu peste ei acolo. Nașă, că ți-am lăsat-o în mâna ta și tu ce faci? Ai lăsat-o cu negru? În ultima vreme am mâncat numai prostii, deci cartofi prăjiți și... și pizza. Și pizza, exact. Și chiar înainte de ședință. Recunoaște că te-am prins. Da. Și acum cum Armin tot bea... Și mai corup și pe mine. Acum, odată la nu știu cât timp, merge, nu, da. Deci eu mi-am zis, de astăzi nu o să mai mănânc pâine, nu mai mănânc. Ajung aici, Claudia, mamă, deci cum mâncai din pizza, zic, să iau, să nu iau, să iau, să... Zic, ai o felie de pizza. Să mă doar sau... O să simți, se încălzește. Se încălzește, o să începem. Când se încălzește și nu mai poți, îl dăm mai încet, spui... Intensitate de 100%. Da, eu ajung să lucrez cam cu 50-50. Am zis că o să ajung să îmi fac singură, că deja... Da, da, da. E ok? Da, da. În scurt timp nu o să mai poți. Curioasă cât ești de rezistentă. Deci, doare? Nu te doare, dar se încălzește foarte tare zona. Da. Și trebuie să faci, na, suportabil, în jur de 42 de grade. Da, cât suportă. Și de stratul de grăsime. Da, suferă baba la frumusețe, știi cum stau? Merită. Zic, mai rezist, mai rezist, mai rezist. Da. Păi acum zic că după sezonul ăsta de cântări, să mergem într-o vacanță și trebuie să arăși o vie, nu? Păi ne pregătim, că ne tot pregătim. Mă amenință, Armin, mergem cu nașii, mergem. Bora Bora, i-am zis să-și imagineze că e în Bora Bora acum, că... Da, am văzut că Fina rezistă destul de bine. Am început de la 100% putere a acelui aparat și fiind așa pentru prima dată, a rezistat destul de bine. Bravo ție! Xenitiza? E o senzație acum pentru început, dar o să te obișnuiești cu ea. Da. Cum am mai spus și ochișorii trebuie răsfățați, mai ales că este pielea mai sensibilă în ochi. Se acumulează, da, la ochi. Se vede oboseala? Da, da, se vede. Cel mai mult. L-a scris și Ionuț? Păi și tu de câte ori îți faci masajele astea? Când am timp, când nu am mări. Fac, las tot și vin. Da? Și pierd o zi întreagă, îți dai seama. După aceea am mustrări de conștiință. Nu pot să zic că nu am, că toate, eu nu am bonă, eu nu am menajer, eu trebuie să le fac pe toate, da. Încerc și pentru mine să am cât de cât timp. Și un valorific, așa, fiecare zi. Gata, gata. Hai să dăm. Vezi? Dacă i-ar vii la ușă și te aude cu uuuu. Acum mă cam arde. Acum acum e? Acum e bine, da. Dar gen aparatul, dacă arde, nu-l lasă și se nu se întâmplă nimic. Nimic. Crede-mă că eu mi-am impus să păcălesc aparatul, că da. Acolo îi apare, Doamne, cu cât da. Se... Aici ne apare temperatura cu care lucrăm. Deci noi trebuie să, ca să ajungem la lipozul, să topim grăsimea, trebuie să ajungem la 41 de grade. Deci acum toate fetele își fac liposucție, se taie, se duc în Turcia, o grămadă de bani. Deci aici imediat ars grăsimea. Eu mai am un pic pe abdomen și acum am început, eu lucrez tot corpul, față, spate, șunci. Că îți dai seama că mă uit în oglindă, nu? Reziști? Dacă vrei mai încet, mai coborât. Eu lucrez cu 50, adică... Da. Pentru că deja pielea, locul e cald acolo și lucrează. Și cam câte ședințe sunt recomandate de făcut? Rezultate să văd de la prima ședință. Pe mine asta mă ambiționează cel mai tare. Eu dacă mă duc undeva și nu simt și așa, nu mai mă duc a doua oară.
Și na, peste tot îți zice, trebuie să ai 6 ședințe, 10 ședințe, dar când vezi ceva de la prima ședință, nu știu, jur de 2, 3 și un pachet de 6 sunt suficiente așa. Adică acționează destul de repede și asta e cel mai important. Și ce am observat față de alte aparate, nu știu, înainte mâncam și iar mi se făcea la loc. E, cu ăsta nu mai apare, asta mi se pare foarte interesant, știi? Am avut un regim de viață foarte dezechilibrat, așa, tot mâncat la ore nepotrivite și zic, mamă, să vezi că mă duc degeaba. Și nu venea să cred, tot așteptam de la o zi la alta să v-am celulită, că eu știam despre ce e vorba și că revine. Și când l-am de vreo 2 luni în testare și sunt așa de mulțumită. Te-ai pus la față tu? O singură ședință. Dacă te miști, o să se, se plastifică foarte repede. Abia aștept să mă văd la emisiunea mea cum arăt cu masca asta, pentru că chiar sunt șocat de cum arăt. Fusese mai devreme la Armin și să vezi ce se relaxa. Da? Da, îi place să-l masezi. Tu acasă îi mai faci masaje. Nu mai... lasă niciodată, îi zic. Na. Tot timpul zic că îi mai cresc sfâncenele. Și zic, lasă-mă că ți-ai un pic cu penseta, mă, nu te mai duci la pesa pentru 2 fire. Nu mă lasă, păi, zici, nu că să-mi strici forma. E, na, așa cochet e. Nu te lasă. Nu, ziceam de masaj, să-l dai cu uleiuri, să-l aranjezi acolo. N-am timp de așa ceva. Eu am chemat o fată și care să facă mie masaj și i-a zis, faceți și lui. Și n-am la spate. Nu lasă pe nimeni să umble la el. Gata. Cum te simți? Super. Este foarte revigorantă această mască, dar totodată și de glow, de strălucire. Mai ales că ai un eveniment. Dumnezeu îi te-a scos în cale, adică să... Dacă nimerea vreo fată așa să fie, să nu știu unde ajungeau împreună, că voi vă completați așa unul pe altul și asta e cel mai important. E mare lucru să fie unul mai matur și stăpân în relație, deși toată lumea zice că, na, bărbatul conduce și așa, da, tu din umbră cam îl sucești cum vrei tu. Bine, finule, sper că nu vei urmări această emisiune, vei fi la vreun spectacol, la vreun eveniment. Știi că ieri am fost la astrolog și de când am intrat pe ușă, șefa Claudia, deja ne-a citit într-o hartă, știi, cu astrologie, cu hărțile noastre. Și se vedea acolo pe hartă că eu, fiind o zodie Capricorn, cred că suntem aceea zodie, nu? Exact, Capricorn. Da. Suntem așa, mai, știi, avem pe a noastră. Ori aici, ori în altă parte, nu se mai poate. Au de ales și tot noi. Reușim și învingem, tot ca noi, chiar dacă îi lăsăm pe ei să creadă că, na, poate să facă ce vor ei, tot joacă după cum cântăm noi, nu? Exact, bine ai spus. Nu știu ce face Armin, ce masaje face el, dar eu mă simt foarte bine și mai bine că domnișoara mi-a spus că chiar nu am celulită și... Mă bucură treaba asta. Alo? Nu cred că mă deranjez puțin. Am fost trimis și mie piesa pe care... Acum, perfect. Ok, bine, mi se rămână. Așa, și dăm cu o cremuță de final, totul răsfăț. Toate fetele cu o rutină. Când să mai faci rutina când tu vii, ai 2 ore de dormit, dacă îți mai faci rutina jumătate de oră, la revedere. Eu imediat mă demachez cu apă micelară și am eu o cremă în casă, când iese un coș, mă dau cu crema aia și atâta. Deci în rest nimic nu fac acela. Și când mă machez, mă dau cu o cremă hidratantă și fond de ten, corector, fard,
cele sau e-mail și gata, am plecat. Deci totul durează 15 minute și machiaj și păr. Pe repede, așa înainte. Mă bucur că Nașa e cu mine. Povestim că altfel mă lua somnul direct. La câte filmări și câte drumuri și aglomerația din București mă omoară. Mă bucur oricum că ne-am văzut și așa am reușit să fac și masaj, să și povestesc cu ea. Și în fața oglinzii te pregătești pentru un eveniment, că zăi seama, toate fetele, ia să aflăm de la Claudia Puican, secrete de frumusețe. Măi, trebuie să mă ca unele nopți, când pur și simplu mă machiez în mașină, îmi fac părul în mașină și îmi iau toate fardurile și mi le pun acolo pe bancheta din spate și stau cu oglinjoară așa mititică și mă machiez. Și încep. Și după aia intru în sală și mă duc la baie și zic, bă, aici un fir în sus aici, mă mai aranjez la baie. Știi? Drag Armin, ne răsfățăm iar. Da, așa de-a toată ziua să stau. Te așteptăm cu mare drag. Când vin în București, trec pe la noi. Sigur. Cu drag, sper că te-ai simțit bine. Extraordinar. De ce se zice baba suferă la frumusețe? Te adu un pic acolo, dar acum când vezi rezultatul, mie să nu vii de la Timișoara aici. Păi să știi că mai vii la București. Păi, neapărat trec eu pe la fete. În caz că nu îmi găsesc la Timișoara, o să mă interesez de aparat ăsta. Dacă ți-a trebuit așa Nașă, așa fină, de acum să te vedem Armine, ce o să faci? Poți să zică, păi Nașa se duce, eu nu am voie? Să fie de bine. Mulțumesc. Sper că te-ai simțit bine. Extraordinar. Abia așa să mă văd acum. Și să ai o petrecere frumoasă. Mulțumesc mult. Nu mai rezist aici. Stai aici de bobă cu mine, lasă fata să se relaxeze, ce ai?